Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună prăjitură cu lămâie și nucă de cocos și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparat. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 250 g de făină, 3 ouă, 200 g de zahăr, 130 g de smântână, 150 g de unt, 50 g de nucă de cocos, coaja de la 2 lămâi, o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, o linguriță cu vârf de praf de copt, 2 linguri de zeamă de lămâie și un praf de sare. Iar pentru decor vom avea nevoie de dulceață de portocale și de nucă de cocos. Vom începe această rețetă cu untul, care este la temperatura camerei și pe care îl voi pune în bolul unui mixer. Peste unt voi pune zahărul și voi porni mixerul pentru a mixa foarte bine untul și zahărul pentru 4-5 minute. Untul și zahărul s-au amestecat foarte bine. Voi înlătura acum untul de pe pereții vasului. Voi adăuga cele 3 ouă și voi porni din nou mixerul pentru a omogeniza foarte bine și ouăle. Ouăle s-au omogenizat și ele. Voi adăuga acum coaja de lămâie, smântâna, zeama de lămâie și am să mai mixez totul pentru 2-3 minute. Voi adăuga acum și ingredientele uscate, adică făina, nuca de cocos, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Și voi mixa pentru maxim încă un minut sau până când toate ingredientele se vor combina bine. Aluatul este gata, cam așa ar trebui să arate. Îl vom scoate acum din mixer și revenim pentru a-l pune în tavă. Voi pune acum compoziția în tavă, într-o tavă pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Nivelez. Și voi da acum această prăjitură la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 175 de grade pentru 40-50 de minute. Prăjitura este gata, am scos-o din cuptor și am lăsat-o să se răcească până a ajuns la temperatura camerei. Pentru a o decora, voi pune acum dulceață de portocale deasupra și o voi întinde într-un strat uniform. Nu voi pune foarte multă, ci doar cât să glazurez prăjitura. Eu folosesc dulceață de portocale, însă voi puteți folosi orice dulceață vreți și de caise este foarte bună. De obicei e o dulceață deschisă la culoare. Dulceața va păstra prăjitura moale și nu-i va da voie să se întărească. Peste dulceață voi pune nucă de cocos pentru că avem înăuntru nucă de cocos, așa că trebuie să arătăm și în afară ce am pus înăuntru. După preferință o puteți glazura și cu altceva sau o puteți lăsa neglazurată, depinde de voi. Este foarte bună și neglazurată, alături de lapte rece. Voi lăsa acum prăjitura să stea pentru 10 minute, apoi o voi tăia în felii. Așa arată secțiunea prăjiturii. V-am adus și vouă 3 bucăți pentru a vedea și cum arată. Am să le aduc mai aproape de voi, să vedeți cât de pufoase sunt. Am să încerc să vi le și arăt. Este o prăjitură foarte, foarte pufoasă, care se face foarte ușor și care merge foarte bine alături de un pahar de lapte.
Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!